Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Banca Națională, vă citesc. Comunicatul privind hotărârile Consiliului de Administrație pe probleme de politică monetară. Rata anuală a inflației și-a accelerat creșterea în primele două luni ale trimestrului 2022, mai mult decât s-a anticipat, consemnând un salt în aprilie până la 13,76%, de la 10,15% în martie, urmat de o majorare moderată în luna mai la 14,49%. Cea mai mare parte a creșterii a fost determinată din nou de componentele exogene ale IPC-ului, indicele prețurilor de consum. Mai cu seamă, descumpirea consistentă și peste așteptări a energiei electrice și gazelor naturale, pe fondul modificării în luna aprilie a caracteristicilor schemelor de plafonare a prețurilor și într-o mică măsură de majorarea prețului combustibililor sub influența ascensiunii cotației tiseului în contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor asociate. Rata anuală a inflației Core 2 ajustat și-a accentuat trendul ascendent în prima lună a trimestrului 2, inclusiv în raport cu previziunile, dar și l-a temperat apoi, ajungând la 9,1% în luna mai, de la 7,1% în martie, în principal sub influența unor noi creșteri consistente ale prețurilor alimentelor procesate. Astfel, evoluția componentei continuă să reflecte efectele majorărilor ample ale cotațiilor materiilor prime, prioritar cele agroalimentare, și ale costurilor crescute cu energia și transportul, alături de influențele blocajelor în lanțurile de producție, potențate de cotele înalte ale așteptărilor inflaționiste pe termen scurt, de reziliența cererii pe anumite segmente, precum și de ponderea însemnată deținută în coșul de consum de produsele alimentare și de cele importate. Prin urmare, accelerarea creșterii ratei anuale a inflației în primele luni din trimestrul 2 a continuat să fie determinată de șocurile globale pe partea ofertei, amplificate de războiul din Ucraina și de sancțiunile instituite, ce au antrenat și impulsionat ascensiunea puternică a inflației pe plan mondial, la valori fără precedent în ultimele decenii în statele dezvoltate, inclusiv în numeroase țări europene. Rata medie anuală a inflației IPC și cea calculată pe baza indexului armonizat al prețurilor de consum, IPC-ul se numește, indicator de inflație pentru statele membre ale Uniunii Europene, au crescut în luna mai la 8,3% și 7,1%, de la 6,5%, respectiv 5,6% în martie 2022. Activitatea economică s-a intensificat în trimestrul 1 2022 mai puternic decât s-a anticipat, crescând cu 5,2% față de trimestrul 4 2021, când s-a majorat cu 1% comparativ cu intervalul precedent. Evoluția face probabilă o reamplificare vizibil peste așteptări a excedentului de cerere agregată în acest interval, dar ea este relativ modestă. Dinamica anuală a PIB-ului s-a mărit în trimestrul 1 2022 la 6,5%, de la 2,4% în trimestrul 4 2021, semnificativ mai mult decât s-a anticipat. Plusul de dinamică a fost determinat însă în principal de variația stocurilor, iar raportul consumului privat, secundar ca mărime,
s-a datorat unor subcomponente, altele decât cumpărările de mărfuri și servicii, care și-au diminuat considerabil avansul în termeni anuali în acest trimestru, inclusiv pe fondul unui efect de bază. O contribuție notabilă a venit din partea formării brute de capital fix, ca efect al redinamizării consistente față de aceeași perioadă anului trecut, atât a investițiilor nete în utilaje, inclusiv mijloace de transport, cât și a construcțiilor noi. Totodată, exportul net și-a anulat în acest trimestru contribuția negativă la dinamica anuală a PIB-ului, în condițiile în care creșterea variației anuale a volumului exportului de bunuri și servicii a devansat-o pe cea a volumului importului. Soldul negativ al balanței comerciale și-a reaccelerat însă creșterea în termen anual, preponderent pe fondul evoluției relativ mai nefavorabile a prețurilor importurilor, iar deficitul de cont curent și-a accentuat considerabil trendul de adâncire în raport cu perioada similară anului trecut, inclusiv ca urmare a deteriorării puternice a dinamicii soldului balanței veniturilor primare, pe seama ieșirilor de profituri reinvestite și de dividende distribuite. Evoluțiile recente ale indicatorilor cu frecvență ridicată sugerează o quasi-stagnare a activității economice în trimestrul 2, sub impactul războiului din Ucraina și al sancțiunilor asociate, implicând o scădere considerabilă a dinamicii anuale a PIB în acest interval. Astfel, datele aferente lunii aprilie arată o decelerare a creșterii anuale a comerțului cu amănuntul și a celui automoto, precum și o amplificare a contracției în termen anual a producției industriale, concomitent cu diminuarea considerabilă a dinamicii comenzilor noi în industria prelucrătoare. Totodată, volumul lucrărilor de construcții a consemnat în aprilie un declin amplu față de perioada similară anului trecut, în principal ca urmare a evoluțiilor de pe segmentul rezidențial și de pe cel nerezidențial, dar și ca urmare a accentuării contracției construcțiilor inginerești. Efectivul salariaților din economie a continuat însă să se mărească în martie-aprilie, într-un ritm lunar chiar ceva mai alert și atribuibil aproape exclusiv angajărilor din sectorul privat. Iar rata șomajului s-a redus gradual în ultimele luni până la 5,4% în mai, rămânând totuși vizibil peste valorile pre-pandemie. Totodată, deficitul de forță de muncă raportat de companii și-a accelerat creșterea în trimestrul 2, tinzând să se apropie de nivelurile prevalente anterior pandemiei, iar intențiile de angajare pe orizontul apropiat de timp s-au majorat, dar în condițiile unor evoluții mixte la nivel sectorial, justificate probabil mai ales de efectul sau efectele și incertitudinile generate de războiul din Ucraina și de sancțiunile instituite. Pe piața financiară, principalele cotații ale segmentului monetar interbancar și-au accelerat creșterea în perioada recentă sub impactul majorării ratei dobânzii de politică monetară din luna mai și al controlului ferm exercitat de Banca Centrală asupra lichidității de pe piață, dar și pe fondul așteptărilor privind creșterea ratei dobânzii cheie, potențate de mesajele BNR și de deciziile băncilor centrale din regiune. La rândul lor,
Randamentele titlurilor de stat și-au accentuat traiectoria ascendentă, îndeosebi pe scadențele scurte și medii, inclusiv în contextul unui scurt episod de sell-off, de vânzări, pe piețele de obligațiuni, antrenat de expectațiile privind normalizarea mai rapidă a conduitei politicii monetare de către Fed și Banca Centrală Europeană, precum și pe fondul continuării deteriorării sentimentului investitorilor financiari față de unele piețe din regiune. Totodată, rata medie a dobânzii la depozitele noi la termen și-a accelerat considerabil creșterea în aprilie și mai ales și mai, chiar și pe segmentul populației. În această conjunctură, cursul de schimb leu-euro s-a menținut relativ stabil și pe parcursul lunilor mai și iunie. Dinamica anuală de două cifre a creditului acordat sectorului privat a continuat să crească în primele luni ale trimestrului 2, ajungând la 16,5% în luna mai și la 16,16% pe ansamblu intervalului. În condițiile în care menținerea relativ constantă a variației deosebit de înalte a componentei în lei a fost însoțită de o nouă accelerare a creditului în valută. Ponderea componentei în lei în creditul acordat sectorului privat s-a menținut astfel constantă la 72,7%. Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va continua să crească până la mijlocul trimestrului 3 anul curent. Sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar într-un ritm vizibil încetinit, urcând astfel moderat peste valorile prognozate în luna mai pe orizontul scurt de timp. Determinante pentru această înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației sunt dinamicele mai mari anticipate a fi consemnate în lunile următoare de prețurile combustibililor, gazelor naturale și energiei electrice, chiar și în contextul aplicării schemelor de sprijin și al manifestării unor efecte de bază, precum și de prețurile alimentelor procesate, în principal sub influența ascensiunii mai puternice a cotațiilor țițeiului, produselor energetice și ale mărfurilor agroalimentare, pe fondul războiului din Ucraina și al sancțiunilor asociate. Efecte inflaționiste suplimentare sunt așteptate și pe segmentul prețurilor administrate, inclusiv ca urmare a scumpirii biletelor CFR, precum și pe cel al produselor din tutun, pe fondul majorării accizei specifice. Incertitudini sunt totuși asociate impactului prezumat, dar și duratei schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie și combustibil. Totodată, riscuri notabile continuă să vină din evoluția cotațiilor produselor energetice, precum și din persistența blocajelor în lanțuri de producție și aprovizionare, în contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor asociate, cărora li se alătură cele decurgând din măsurile anunțate recent vizând creșterea veniturilor bugetare. Prelungirea războiului din Ucraina și extinderea sancțiunilor impuse Rusiei generează însă incertitudini și riscuri considerabile la adresa perspectivei activității economice, implicita evoluție pe termen mediu a inflației, prin efectele posibil mai mari, exercitate pe multiple căi,
asupra puterii de cumpărare și încrederii consumatorilor, precum și asupra activității, profiturilor și planurilor de investiții ale firmelor, dar și prin potențiala afectare mai severă a economiei europene, ca și a celei globale, și a percepției de risc asupra economiilor din regiune, cu impact nefavorabil asupra costurilor de finanțare. Absorpția fondurilor europene, în special a celor aferente programului Next Generation, este condiționată de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte în implementarea proiectelor aprobate, fiind însă esențială pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice, dar și pentru contrabalansarea, cel puțin parțială, a impactului contracționist al șocurilor de pe partea ofertei, amplificate de războiul din Ucraina și de sancțiunile asociate, precum și a efectelor consolidării fiscale. Este vital ca aceste resurse să fie valorificate la maxim. Incertitudini și riscuri în creștere sunt asociate însă și conduitei politicii fiscale, având în vedere cerința continuării consolidării bugetare în contextul procedurii de deficit excesiv și al tendinței generale de înăsprire a condițiilor de finanțare, dar într-o conjunctură economică și socială dificilă pe plan intern și global, ce a condus la implementarea mai multor seturi de măsuri de sprijin pentru populație și firmă, cu potențiale implicații adverse asupra parametrilor bugetari. Deosebit de relevante sunt de asemenea perspectivele conduitei politicilor monetare ale Băncii Centrale Europene și ale Fed-ului American, precum și nivelul și dinamica majorării ratelor dobânzilor reprezentative de către băncile centrale din Cehia, Polonia și Ungaria, țările cu care ne putem compara. În ședința de astăzi, 6 iulie 2022, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor foarte ridicate, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022. Totodată s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare, Lombard, la 5,75% pe an, de la 4,75% pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75% pe an, de la 2,75% pe an. Precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității pe piața monetară. De asemenea, Consiliul de Administrație a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Deciziile Consiliului de Administrație al BNR urmăresc ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, precum și stimularea economisirii prin creșterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea aducerii durabile a ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5% plus minus un punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Banca Națională a României monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și va continua să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul ședinței de astăzi va fi publicată pe website-ul BNR în data de 18 iulie la ora 15. Conform
calendarului anunțat, următoarea ședință a Consiliului de Administrație al BNR, dedicată politicii monetare, va avea loc în data de 5 august, când va fi analizat și publicat noul raport trimestrial asupra inflației. Vă răspund la câteva întrebări. Bună ziua, Andra Timo-Blumberg. Având în vedere că la precedenta întâlnire ați menționat nivelul de 5% ca fiind un nivel de echilibru unde inflația și rata de dobândă se pot întâlni și având în vedere mișcarea de astăzi, la fel și noile date, mai rămâne valabil acest nivel? Îl vedeți în continuare sau s-au modificat atât de mult datele încât să... Am sugerat. Cred că ăsta e cuvântul potrivit. Nu am menționat. Sugerat că am putea să ne întâlnim și acolo. Nu. Așa cum reiese și din comunicat, ne situăm deja pe o traiectorie mai înaltă a inflației și prelungită și ceva mai înaltă decât cea pe care am avut-o în vedere când am discutat raportul privind inflația. Și factorii care au determinat această creștere a inflației, nu numai la noi, peste tot. Inflația este mai mare decât s-a anticipat anterior, sunt bine prezentați în acest comunicat. Deci nu mai este valabil, nu mai sugerați același nivel. Pot și acum să spun ceva. Aș vrea să ne întâlnim undeva. Adică inflația să coboare și dobânzile să urmeze. Este vorba de o strategie. Deci nici o țară nu își permite acum să meargă direct după ani buni de represiune financiară, că asta este perioada prin care am trecut, dobânzi foarte scăzute, cu o inflație foarte înaltă și cu șocuri pe partea ofertei din partea energiei și a țițeiului, care, uitându-le și la anii 70, aceste creșteri de prețuri la țiței și energie sunt în același timp și inflaționiste și recesioniste. Și atunci trebuie să navighezi cu foarte mare atenție ca să nu înrăutățești situația, inclusiv din punct de vedere al inflației. Și în consecință, nicio țară nu își permite să sare direct pe dobânzi real pozitive, dintr-o dată, și nici o țară nu o face. Noi suntem într-o situație, să spunem, mijlocie, dar gândiți-vă la țările baltice, care au rata de politică monetară a Uniunii Europene, care este încă zero, și inflație de 20-22%. Deci, ce niveluri masive de mari de dobânzi negative sunt în aceste țări. Asta apropo și de avantajele și dezavantajele a intra în zona euro. Deci, nu au instrument de politică monetară propriu. Trebuie să se adapteze la rata de politică monetară Băncii Centrale Europene. Și acum revin. Strategia este cea pe care am sugerat-o data trecută, deci mergem treptat, ținem strâns lichiditatea, lucrăm cu toate instrumentele, vedem ce se întâmplă în stânga și în dreapta, și înainte, și să-și glumi, și înapoi, să vedem dacă am procedat bine și așteptăm că pe măsură ce inflația vine în jos și noi ne ducem cu dobânda rata de politică monetară în sus, să ne întâlnim undeva. De am sugerat 5%. Probabil că am fost optimist. Și vreau să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere și din experiența pe care o aveți, care este în acest moment cel mai mare risc la adresa economiei globale? Stagflația. Pentru că asta este. Deci, eu am trăit anii 70. Eram un tânăr cercetător. Se iese foarte greu. De-aia, dura 10 ani. Atunci. Da, în sfârșit, a fost și altă situație. Șocul a fost, după mine, mai mare decât cel actual. Atunci, de la ceva țiței de mai puțin de un dolar barilul, s-a sărit pe la spre 10, spre sfârșitul anilor 70. Dar aceasta e problema momentului actual. Deci, din punct de vedere economic și al teoriilor monetare, dar și fiscale, nu poți să ieși ușor dintr-un șoc care în același timp este și inflaționist, dar este și recesionist.
Și există soluții în acest moment? Au băncile centrale soluții și guvernele? Sau... Asta căutăm să facem. Adică să... Că nu merge așa. Că dacă ducem rapid dobânzile sus, nici nu poți să le duci la 16% sau la 20%. Nu sunt nici pentru soluțiile unor vecini așa din sud, care pe măsură ce crește inflația, coboară dobânzile, categorie. Asta nu este soluția, dar probabil că acest gradualism cu o politică fiscală corectă, este foarte importantă, și cu reforme structurale, într-un an de zile ne va duce în poziția să ne apropiem, cum am spus, rata de politică monetară cu rata inflației. Și aș mai avea o întrebare legată de ce se întâmplă pe piețele financiare. Luna iunie a fost cea mai proastă lună pentru Ministerul de Finanțe în ceea ce privește modul în care a reușit să-și acopere necesarul de finanțare de piața internă. Până acum. Pe vedeți? Adică puteți spune că the worst is yet to come? Ieșim dintr-o perioadă de represiune financiară cu emisiune monetară masivă, cu expansiune a bilanțurilor la băncile centrale mari. Nu putem să ne izolăm acum de ce se întâmplă în lume. Și această ieșire, vedeți dumneavoastră câte probleme ridică. Deci, șeful Fed-ului s-a exprimat clar. Abia acum începem să înțelegem ce e cu inflația. Și în ceea ce privește piața internă, aveți instrumente, mai recurgeți la, nu știu, cumpărările de titluri de stat? Ce instrumente mai aveți pentru a îmbunătăți liquiditatea? Suntem gata să le folosim pe toate când trebuie și așa cum am exprimat suficient de clar, cred eu, în ședința precedentă, în dozajul necesar, foarte important, să calibrez politica monetară de așa manieră încât să evit pe cât este posibil o recesiune. Din ce cauză? Probabil că va fi greu de evitat. Nu numai la noi, în lume. Dar la noi ar apărea două dificultăți în plus. Prima, pe partea fiscal-bugetară. Avem deja un deficit fiscal mare. N-ai cum să mai faci corecția bugetară pe recesiune. Veniturile scad foarte mult în perioada de recesiune. Nu poți nici să majorezi impozitele pentru că accentuezi recesiunea. Deci sunt momente, se spun, dramatice în ceea ce privește mixul de politici într-o asemenea situație. La nivel micro, o firmă datorită scăderii activității economice trebuie să facă față unei cereri mai scăzute, costuri mai ridicate de la energie și mai bine și politica monetară care adaugă la costuri. Deci aici este necesar de să facem un dozaj fin. Și în consecință, fără să dau detalii, că mergem și noi văzând și făcând. Nu? Dozajul, calibrarea politicii monetare este foarte bună și combinația cu politicile fiscale și alte politici. În text apare că un element cheie în momentul actual, întrucât este, a spune eu, contraciclic, adică stimulează economia fără să creeze inflație. Avem unul important. Aș spune că mai sunt și altele, dar unul important. Sunt banii aceștia de la Next Generation, de la PNRR. Foarte important este. Nu sunt inflaționiști aceste cheltuieli, nu? Dar se duc pe datoria publică. Nu vorbesc să ieșim din impasul actual. Și pe de altă parte, sunt investiții care îți creează locuri de muncă, activitate economică. Da. Din text reiese că o problemă la care trebuie să fim atenți este că avem creștere economică în continuare bazată pe consum, ceea ce se poate duce în deficitul de concurent și la el trebuie să ne uităm. Apropo și de stabilitatea cursului. Alte țări resimt, asta vreau să vă întreb, alte țări resimt din plin presiunile astea pe monedă. Mă refer și la țările din regiune. Și leul nu o resimte sau nu se vede? Trebuie să simțim și noi. Avem
orientare care este foarte clară de mai mult de o jumătate de an. Ținem strâns lichiditatea. Deci nu e de astăzi. Și în momentul în care am dus dobânzile în jos și am relaxat politica monetară, n-am inundat piața cu lichiditate. Când ne judecați comparativ cu celelalte țări, trebuie să vedeți asta. Noi n-am inundat piața monetară în timpul pandemiei cu lichiditate. Am ținut lichiditatea ușor sub control. Am coborât dobânda, am ieftinit creditul, am cumpărat titlul de stat, dar niciodată n-am inundat piața cu lichiditate. Și de aceea ne-a fost mai ușor să controlăm lichiditatea când am văzut că inflația a luat-o în sus. În plus, am aplicat de data asta chiar textbook, dacă ați remarcat, nu? Ce spune carte? Am început stopând cumpărările de titlul de stat în primăvara anului trecut. Am mai cumpărat sporadic de la... Am trecut la controlul lichidității și apoi, gradual, fără să șocăm economia, am început să creștem dobânda. Am văzut că ne binecuvântați, că suntem din nou codași, că avem acum dobânda cea mai mică de politică monetară. Dacă aveam cea mai mare, nu era bine. Dar asta este specificul nostru. Când ne judecați politica, să știți că așa am făcut. Nu e neapărat original, eu v-am spus, este mai degrabă textbook, dar și când ne comparați cu vecinii, de avem presiuni mai mici pe piața monetară. Mulțumesc. Și pe piața valutară. Vă rog. Bună ziua, Ioana Cășlaru, Antena 3. Credeți că România va avea nevoie de măsuri de austeritate? Păi, încercăm să le evităm. Nu? Am ascultat aseară și pe domnul președinte, dar încercăm să le evităm. Și criza actuală are un alt specific decât cea din 2007, 2008, 2009, 2010. Dar ceea ce explicam înainte, a naviga între inflație și recesiune, când ai asemenea șocuri care sunt în același timp și inflaționiste, șocuri externe și recesioniste, nu este o treabă ușoară. Calibrarea politicii monetare și, în general, mixul de politici este foarte important și, de data aceasta, o cheie, poate mai sunt și alte, dar este menționată în acest comunicat, sunt acești bani europeni. Sunt și în sumă mare și ne pot ajuta foarte mult să ieșim din dilemă. Mulțumesc! Bună ziua, Cătălin Dea cu Televiziunea Română. Două întrebări, domnule guvernator, dacă îmi permiteți. În primul rând, am văzut Fed-ul, care a ridicat dobânda cheie luna trecută. BCE-ul anunță deja pentru luna iulie o majorare a dobânzii. Așa cum spunea și dumneavoastră, și băncile din regiune deja au majorat, au dobânzi cheie ceva mai mari decât avem noi. În ce măsură toată această conjunctură ne influențează și pe noi să creștem dobânzile în perioada următoare? Deci prima întrebare, înțeleg că aveți două, da? Asta este prima, da? Da, asta e prima, da, prima întrebare. Bineînțeles că ne influențează, nu putem, spus data trecută și acum, repet, nu putem să ne depărtăm foarte mult cu dobânzile, ratele de dobânzi din România față de țările vecine, pentru că investitorii internaționali ne judec de undeva de sus și nu de fiecare dată au în vedere aceste particularități. Ei se uită și simplifică lucrurile. Băi, cam cât e dobânda în România, cam cât e în Cehia, în Polonia, cam care sunt riscurile. Da. Și noi n-am fost niciodată gratulați, ca să spunem așa, foarte lăudați, mai ales la rating și la riscuri. Tot timpul avem o notă sub ceilalți și atunci trebuie să fim atenți. Deci decalaj prea mare nu se poate. Dar când vă uitați la decalaj, nu vă uitați numai la rata de politică monetară, uitați-vă și la dobânzile din piață. Și dacă le veți analiza, veți vedea că sunt foarte apropiate. Și merg, să zic așa, în tandem. Odată sunt mai mari la noi, altădată nu mai întrec cei din Ungaria și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt economiști care susțin sau estimează că dobânda chiar ar putea ajunge la 6% la finalul acestui an. Vreau să mă întreb pe dumneavoastră dacă vi se pare o prognoză realistă.
Sunt economiști buni, nu? Noi nu putem să facem o prognoză din două motive și vă spun foarte sincer. N-am adoptat această, se numește forward guidance, nu? Să spui dinainte cam pe unde te duci cu dobândă. Adevărul e că acum este ușor renegată pe cam peste tot în lume, inclusiv la țările mari care au practicat-o. Dar noi n-am adoptat-o niciodată. N-am făcut forward guidance. Ăsta e primul motiv. Și al doilea, avem atât de multe incertitudini încât nu putem să riscăm să dăm niște semnale care nu se adevărează. V-am spus, văzând și făcând, dar având în vedere rata inflației, ea se temperează în aceste 2-3 luni. Creșterea. Și urmă, va urma o creștere. Eu pot să vă spun o traiectorie, dar nu a ratei de politică monetară, ci a pasului. Deci când vom vedea primele semne clare că rata inflației vine în jos, probabil că reducem pasul. Și dacă mai permiteți, vă rog, o ultimă întrebare. Trei s-au făcut între timp. Legat de dobânzile la depozite, vă așteptați să crească și mai mult? Da. Eu vă mulțumesc, vă doresc să aveți concediu plăcut și vară frumoasă. Domnul guvernator, am crezut că mai este o colegă la coadă, mă scuzați. Era și colega. O las pe ea prima. Nu. Ștefan Atorică, ProTV. Ați vorbit de dozaj fin, dar în același timp astăzi ați accelerat un pic mai mult decât la ședințele anterioare, dacă nu mă înșel, cea mai mare creștere din ultimii 14 ani. Ce mesaj aveți pentru cei care au credite? Păi uitați cum e. Apropo de creștere uriașă, am văzut că cineva a titrat așa, creștere uriașă. Acum 2 săptămâni am organizat împreună cu Universitatea din Craiova, aici la București, un simpozion despre Banca Albina, care împlinește 150 de ani de la înființare și a fost un fel de bancă centrală a comunităților românești din Transilvania până la Marea Unire. În 1912 a avut dificultăți și a fost ajutată de către Banca Națională a României, 1912. În condiții de talonaur. A fost ajutată de Banca Națională a României cu un împrumut la taxa scontului, care atunci era corespondentul ratei de politică monetară, de 6%. Etalonaur, inflația de mai mică de 2%, echilibre, nu făcea echilibre în timpul etalonului aur, pierdeai rezerva, nu mai asigurai convertibilitatea. Trebuie neapărat să ții și bugetul și cheltuielile sub control. 6%. Așa că nu sunt chiar creșteri uriașe. Ne gândim, bineînțeles, și la debitori. Tot timpul ne gândim și la ei. Îi avem în vedere. Dar inflația este mare. Și la 4,75 rata de politică monetară și dobânzile sunt la jumătatea ratei inflației. Da. Toată asta era întrebare? Era ceva similar. Având în vedere că, dacă ne uităm la prognoza BNR, față de finalul anului 2020, la finele anului următor, vom avea o inflație cumulată de 30%, circa 30%. E o cădere pe care, de valoarea leului, pe care o vedeam înainte într-un deceniu. Deci s-a accelerat foarte mult. În același timp am văzut în ultimul an că au scăzut depozitele populației în lei, ceea ce reprezintă o premieră. Nu sunt date la BNR, nu știu, poate s-a mai întâmplat cândva istorie, dar nu avem date, ceea ce sugerează că românii nu vor să-și mai țină economiile în monedă națională și au schimbat banii în valută. Până la urmă, cine, dacă mai plătește cineva pentru această inflație ridicată, pentru că am văzut că sunt tot felul de scuze, ba că prețurile la energie, care cumva, nu știu cum pot crește în lume, fără să le poată ține în sub control și generează inflație, care este acomodată de politicile băncilor centrale, iarăși se merge mai departe și se face inflație prin politica fiscală, creșteri de deficite, ca să ieșim din recesiunea cauzată de COVID. Și acum, ultima felie, este vina rușilor, pentru că au început un război și le-am pus sancțiuni și au contrasancțiuni. Și, la urmă, lumea rămâne fără putere de cumpărare.
Deci cine va compensa, cum se vor compensa aceste lucruri? Pentru că a spus mai devreme că există riscul să trecem printr-o recesiune dacă ne grăbim. Nu? Ne grăbim cu creșterea dobânzilor, nu neapărat BNR-ul. Încercăm să evităm, da. Dumneavoastră, domnul Baniț, a scris chiar foarte bine. Și ce a scris și ce a spus acum, cam care au fost motivele pentru inflație. Vreți să vi le repet? Le-a spus dumneavoastră. Eu, dacă vrei, vi le repet. Asta este. Este o inflație pe plan mondial. S-a ieșit dintr-o perioadă de represiune. Am mai explicat-o data trecută cu dobânzile. Represiune financiară de această tipologie n-a mai fost decât în anii 30, după marea deci dobânzi real negative în perioadă de câțiva ani buni. Și s-a încercat față de anii 30, mai dau o explicație istorică foarte pe scurt, că explicațiile sunt complicate chiar la nivelul marilor experți în domeniu. Printr-o emisiune monetară mondială, mai ales la băncile mari, de amploare, asta a fost realitatea, nu? Ea va fi resorbită foarte greu, deci după ce introduce atâta emisiune monetară în piață, în lume, ca să o iei înapoi, va fi mult mai dificil. A fost complicată de un război, cum foarte bine a spus, de o criză energetică, de o suprapunere, aș spune, puțin fericită, să nu zic nefericită, cu un efort de decarbonizare, deci de trecere de la combustibil fosil spre alte tipuri de energie și de un șantaj care este clar că dacă aș fi politolog, așa spune, dar nu sunt și n-am voie să vă spun decât dumneavoastră. Și a prins momentul de slăbiciune pentru Europa, cel puțin, nu? Moscova și a șantajat. Nu e vorba să dăm mai vina pe unul pe alții, e vorba de a vedea care este realitatea. Deci am intrat într-o perioadă de inflație și să dorim să fie foarte scurtă. Mai mult decât atât, a fost întrebat care mi se pare că este acum cel mai mare risc. Am spus scurt, stagflația. Pentru că știu ce s-a întâmplat în anii 70 și a durat aproape 10 ani ca să ieșim din acea situație. Nu noi, lumea. Și atunci s-a dat vina ba pe unul, ba pe altul, politica monetară. Un asemenea șoc, o creștere de asemenea amploare a prețului la un produs de bază, care este țițeiul. Dar acum avem și țiței, și gaze naturale, și electricitate, și alte materii prime, este în același timp și inflaționist și recesionist. Politicele, cel puțin astea keynesiste, spun așa, combați cu ceva mai multă inflație, ieși din recesiune și cu ceva, accesi ceva recesiune ca să combați inflația. Când le ai pe amândoi, e greu. Deci trebuie reforme structurale și astea iau timp. Deci vom ieși greu și cu ceva răbdare. Iar noi avem un instrument în plus care este și contraciclic, nu este inflaționist. Haideți să-l utilizăm. Da. Aveți încredere că-l utilizăm? Trebuie. De-aia sunt aici. Și, dacă n-aș mai fi, n-aș mai avea încredere, aș pleca. Și încă o chestie, la conferința trecută spuneați că nu putem permite mărirea decalajului de dobândă cheie față de băncile centrale din regiune. El tocmai s-a mărit, chiar dacă a mărit dumneavoastră pasul. E, doar față de Polonia este mai mic, dar Polonia are ședință mâine, deci va crește iarăși. N-au intrat, am văzut ce a scris acum. Am citit azi dimineață. N-au intrat zilele în sac. Avem următoarea ședință mai puțin de o lună. O mai recupera și atunci. Să pariem pe leu în continuare? Nu, în politica monetară nu trebuie să te repezi așa. Faci stabil și să știți cum o să facem. Haideți mai, aveți o domnișoară. Ne auzim? Bună ziua! Scurtă întrebare legată de creditare, pentru că sunt foarte mulți români cu împrumuturi legate de robor. Sunt realiste analizele specialiștilor care spun că robor o să ajungă undeva la nivelul de 8%, urmând ca după acest prag să înceapă să scadă? Vom atinge un astfel de prag? Poate mai mult? Nu. De scăzut dobânzile foarte repede, nu vreau să transmit acest mesaj, că nu văd inflația
în jos și deci nici dobânzile în jos. Dar mesajul meu este că ne ducem spre ceea ce unii spun o rată de dobândă normală. De-aia v-am dat exemplu cu 1912 și cu Banca Albina. Acum, repet, atunci uitați-vă la cifrele statistice, inflația era mai mică de 2% și rata de politică monetară de atunci a Băncii Naționale a României, aceeași instituție, era 6%. Deci ne-am obișnuit într-adevăr cu dobânzi mici, dar ele s-au terminat. Acesta este mesajul. Am terminat și eu. Vă mulțumesc! Mulțumesc.